Aș vrea să ne îndreptăm atenția spre un capitol din Evanghelia după Luca, îmi este foarte drag, în care ne sunt prezentate trei pilde în care Dumnezeu caută păcătosul. Prima este aceea cu oaia pierdută, da? Păstorul lasă cele 99 de oi în staul și se duce după oaia pierdută. A doua este cu bănuțul pierdut în casă și femeia caută bănuțul acela în praf prin casă și în cele din urmă îl găsește și dă de știre vecinilor ca să se bucure împreună cu ea. Și a treia pildă este pilda fiului risipitor, în care vedem acea atitudine ciudată atât a fiului cel mare cât și a fiului cel mic, pentru că amândoi erau risipitori. Unul risipea departe de casă și unul risipea în casă. Da? Pentru că aici sunt reprezentate două categorii de pretendenți la Harul lui Dumnezeu, acei care au plecat departe de Dumnezeu și aceia care stau departe de Dumnezeu, aproape de Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, la închinare, consumă Harul lui Dumnezeu, au pretenții foarte mari, sunt frustrați, sunt plini de nervi, sunt plini de nemulțumiri, sunt criticoși, sunt plini de prejudecăți față de cei care au plecat departe de Dumnezeu, dar sunt tot niște risipitori. Aș vrea să vedem în seara aceasta bunătatea lui Dumnezeu. Dacă este să vorbim despre prima pildă, cea cu oaia rătăcită, acolo oaia este pierdută, neajutorată, nu are nicio șansă să se salveze și întotdeauna Dumnezeu este Cel care ia inițiativa. Nu noi suntem cei care luăm inițiativa, ci întotdeauna Dumnezeu ia inițiativa să ne caute, să ne păstorească, să ne cheme la sine, să ne ofere harul său, să ne lege rănile, să ne mângâie, să ne încurajeze. Întotdeauna Dumnezeu ia inițiativa. Apoi, dacă e să vorbim despre bănuțul pierdut în casă, poate că el nici nu știa că este pierdut. Și femeia care reprezintă în Scriptură biserica, da, de data aceasta reprezintă pe Dumnezeu care caută, da? Caută bănuțul acela, îl găsește și îl pune acolo unde este locul. În pilda fiului risipitor găsim bunătatea lui Dumnezeu care se revarsă peste tot felul de fii ai săi care înțeleg cu totul și cu totul diferit bunătatea sa. Au apucături care de care mai ciudate și unul și celălalt. Și Dumnezeu în generozitatea Lui are răbdare și cu unul și cu celălalt. Într-o zi vine fiul cel mai mic, Val Vârtej, și zice: tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Wow! Mai venim și noi cu cereri din astea la Dumnezeu. Doamne, dă-mi, Doamne, fă-mi, Doamne, ajută-mă, te rog, acum, dacă existi, te rog, dar uneori nici nu mai zicem, te rog, dă-mi, îi poruncim lui Dumnezeu. Și ar fi trebuit ca tatăl ori să-i fi dat vreo două, ori să îl fi trimis și să-i fi spus, știi ce? Ce ți se cuvine ție, mă? Ce ai muncit tu? Ce ai câștigat tu? Aia ți se cuvine. Însă, cu obrăznicie și cu foarte mare îndrăzneală, vine și zice, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl, în bunătatea lui, i-a împărțit averea și nu după multe zile, zice cuvântul lui Dumnezeu că fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. Nu e nimic nou sub soare. Este o lege că aproape toți copiii care s-au născut în puf risipesc tot. Da? Pentru că nu știu valoarea banului, nu știu cum se muncește, nu știu cum se face o avere. Ei se nasc moștenitori.
Și dacă nu știu valoarea averii, o risipesc. A, ce contează? Păi am dat acolo 50 de mii, am dat acolo 100 de mii. Chiar povesteau niște tineri într-o biserică că într-o după-amiază a venit unul bun de gură pe la biserică și după programul de biserică a început să-i convingă, să investească nu știu ce minuni de acțiuni și de cripto și zice, bă, așa ne-a făcut ăsta de 100 de mii de euro pe câțiva de n-ai văzut. Și zic, bine, că dacă vă cerea la biserică să-i dați, poate că îi dădați mai greu, dar pe prostii din astea ați reușit să-i dați așa 100 de mii de euro repede. Și ce știi cumva pe unde e, că dacă îl prindem să vezi ce-i face. Zic, nu știu și dacă aș ști oricum va spune că nu el e de vină, voi sunteți de vină. Da, până la urmă, dacă ați fost așa de credul și de naiv, e problema voastră. Dar așa, în momentul în care nu știi valoarea banilor, în momentul ăla îi risipești foarte ușor. Și nu după multe zile a plecat departe să nu mai audă de tata, să nu mai audă de program, să nu mai audă de muncă, să nu mai audă de nimic. Noi credem că dacă ne ducem departe, putem să fugim de Dumnezeu. De asta, știți, e o ironie foarte, foarte mare. Chiar întreabă psalmistul în psalmul 139, unde mă voi duce departe de Duhul tău? Unde? Mă duc la marginea mării, iată și acolo. Mă duc în locuința morților și acolo. Unde să mă duc departe de tine, Doamne? Iona s-a dus departe de fața Domnului, da? Și asta este o ironie. Unde putea să se ducă el departe de fața Domnului? Pentru că tot aproape era Domnul. Și așa a crezut și fiul acesta, că se poate duce departe de Dumnezeu. Vreau să spun în seara aceasta că oricât de departe ai fugit de Dumnezeu, ești tot aproape de El. Asta este o veste bună, pentru că n-ai cum să fugi departe de Dumnezeu. A, că te încăpățânezi, asta e altceva. Că nu vrei să vezi bunătatea Lui, este cu totul altceva. Că nu vrei să răspunzi la chemarea Lui, este cu totul altceva. Dar Dumnezeu este tot timpul aproape. Și după ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare și El a început să ducă lipsă. Și știți că atunci când începem să ducem lipsă, să pierdem elementele noastre de siguranță, când se golește cardul, când nu mai ai surse de venit, când începi să nu mai fii atât de prosper și să nu mai ai atâta siguranță, dacă sănătatea ți se duce, în momentul ăla atât de mic te faci. Și începi să-ți dai seama cât de mult depinzi de Dumnezeu. Și abia așteaptă Dumnezeu nu să te critique, ci să-ți oferă bunătatea Lui. După ce a pierdut tot, după ce a ajuns în zdrențe, spune cuvântul că a ajuns atât de nenorocit că ar fi mâncat și roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le da nici pe alea nimeni. Și s-a gândit el, mă, ce bine o duc slugile tatălui meu și eu stau aici ca un cerșetor, ca un muritor de foame. Așa se întâmplă. Ne duce încăpățânarea noastră departe în lumea aceasta și după ce risipim tot, ne gândim, Doamne, dar ce mai am? Nu mai am nimic. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Și întrebarea este, de ce ții atât de morțiș? Să mor de foame când tata are belșug de pâine. Câți nu ne încăpățânăm? Să facem după cum ne taie capul, să mergem noi departe, să nu ținem cont de ceea ce spune Dumnezeu și până la urmă tot acolo ajungem. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta.
și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Aș vrea să rețineți imaginea aceasta a unui Dumnezeu care abia așteaptă să vii în brațele lui. A unui Dumnezeu care vrea să te iubească, a unui Dumnezeu care este plin de empatie față de tine, căruia îi pasă de tine. În lumea aceasta, dragii mei, oamenii ne vor dezamăgi și noi vom dezamăgi pe mulți. Însă singurul care rămâne același este Dumnezeu. Și cuvântul te iubesc cu o iubire de care? Temporară, nu? Pe interes. Câtă vreme dai randament, câtă vreme ești puternic, câtă vreme ești sănătos, câtă vreme produci, nu? Așa zice Dumnezeu. Te iubesc cu o iubire de care? Veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Este extraordinară bunătatea aceasta lui Dumnezeu. Nu dezamăgește niciodată. Te iubesc cu o iubire veșnică. Dacă ai pierdut pe cineva drag, Dumnezeu te iubește. Dacă ai pierdut totul, Dumnezeu te iubește. Dacă nu mai ești în stare să faci mare lucru pentru El, Dumnezeu tot te iubește. Pentru că El este dragoste. Și a venit fiul cel mic și a zis: Doamne, tată, nu mai sunt bun de nimic, nu mai sunt vrednic, te rog, primește-mă ca pe unul din argați. Și tata a zis: no, nu merge așa. Aduceți repede haina cea bună, stola, haina împărătească. Puneți-i un inel în deget, inelul autorității, dați-i încălțăminte de cea mai bună calitate, pentru că fiul meu s-a întors acasă. Nu mai zăbovi de parte de Dumnezeu și nu mai încerca să te descurci singur fără Dumnezeu. Da, e adevărat că Dumnezeu vrea să fim întreprinzători, să muncim, să nu așteptăm să cadă lucrurile. Însă Dumnezeu vrea să fie alături de noi în tot acest proces. Societatea aceasta modernă ne-a învățat să credem, deși în realitate nu este așa, ce am putea face noi fără Dumnezeu, nu? Oricât am fi de deștepți, oricât am fi de întreprinzători, dacă Dumnezeu te-ar ținti într-un scaun cu rotile, n-ai mai face nimic. Dacă Dumnezeu ți-ar lua aerul 5 minute, n-ai mai face nimic. Dar noi suntem mari și tari și noi întreprindem, noi facem, nu faci nimic fără Dumnezeu. Însă în bunătatea Lui te lasă, te binecuvântează și tu ajungi să crezi că faci fără El o mulțime de lucruri. Însă nu este nimic mai fals decât această gândire. Și când ajungi să-ți dai seama, când ajungi în probleme, zici: Doamne, păi eu fără Tine nu puteam să fac nimic. Tatăl a zis robilor să-i aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Dumnezeu dă un ospăț, se bucură în momentul în care alegi să te îndrepți spre El. Este extraordinar. Și aș vrea să crezi în sufletul tău lucrul acesta, că Dumnezeu se bucură de tine. Chiar asta spune în prima parte a capitolului, că este mare bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, versetul 7 din capitolul 15, Evanghelia după Luca, decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Din ăștia care cred că stau bine, că sunt ok, că Dumnezeu este obligat să-i mântuiască pentru că mai bun decât ei, nu există. Însă zice Dumnezeu că se bucură mai mult, este mare bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de neprihăniți care n-au nevoie. Oh, noi stăm bine în comparație cu... Și observați diferența între atitudinea fiului cel mare și a fiului cel mic. Fiul cel mare: eu sunt
neprihănit. Eu niciodată, eu n-am făcut, eu nu am dres, eu nu am mers, eu nu am călcat strâmb. Eu întotdeauna, Doamne, ți-am slujit ca un rob. Și câți robi din ăștia frustrați și încruntați nu există, care cred că li se cuvine totul pentru că ei n-au făcut. Ar fi vrut. Mie nu mi-ai dat niciodată. Cum n-aș fi vrut eu? Da, ăsta, uite, s-a dus, ți-a mâncat toată averea cu femeile desfrânate și lui ai dat. Și cum adică să-l pui pe ăsta în fața mea? No, nu merge. Bunătatea lui Dumnezeu însă se arată atât pentru fiul cel mic care s-a dus departe de casă și a risipit averea și se arată și față de netrebnicul risipitor de acasă, îngânfat, mânios, supărat, frustrat, nemulțumit, judecător. Pentru că amândoi sunt fii lui. Numai tată să nu fii și să vezi că fiii tăi se ceartă. Este cumplit, este cumplit. Și în momentul în care fiul cel mic a venit acasă, tata dă ospăț. Imaginează-ți că atunci când tu te întorci la Dumnezeu și în momentul în care accepți bunătatea Lui și vii în brațele Lui, Dumnezeu dă un ospăț pentru tine. Este extraordinar. N-ai mai suferit, dacă ai fi conștient de lucrurile astea, n-ai mai suferit nici de depresie, nici de criză, de imagine, de sine. N-ai mai avea nevoie nici de psihologi, nici de psihoterapie, pentru că ai ști că ești fiul de împărat și că Dumnezeu se bucură pentru tine și că pune preț pe tine. Dar foarte multe crize prin care noi trecem sunt din cauza că noi nu credem Evanghelia. Noi nu credem că Dumnezeu se bucură pentru noi. Noi nu credem că Dumnezeu pune preț pe noi. Noi nu credem că Dumnezeu ne iubește. Și din cauza asta ne trântim în tot felul de frustrări și amăgiri și dezamăgiri și depresii. Și... Dar Dumnezeu este acolo și abia așteaptă să ne spună că ne iubește. S-a întors și fiul cel mare de la ogor. Și când a auzit bucurie, când a auzit acolo ospăți, când a văzut că oamenii sunt fericiți, a întrebat, mă, cu bucurie asta, de ce cântă ăștia, mă? Noi suntem pe calea îngustă, noi suntem ăia sfinții. Ce-i cu muzica asta? Ce-i cu veselia asta? Nu, el tot timpul încruntat. Și ce, uite, s-a întors fratele tău. Și e mare bucurie. Tata se bucură, în al nouălea cer. Aoleo, pușlamaua aia! S-a întors acasă! Ăsta care s-a dus cu toate femeile de... Să nu spui că e... Vai de mine! Și eu nu mai intru în casă. Mi-aduc aminte, eram într-o sâmbătă la biserică și zicea un frate... Cum, frate, dar pe cine să mântuiască Dumnezeu dacă nu pe noi? Noi venim în fiecare sâmbătă la biserică, noi dăm zecime, noi oferim daruri. Pe alții mai buni Domnul n-are ca noi, zic, serios. Observați cum ajungem să privim noi harul lui Dumnezeu, să avem acele pretenții, că alții mai buni ca noi n-are Dumnezeu. Și fiul ăsta nici nu voia să intre în casă. De nervi, de ciudă, de frustrare. De parcă Dumnezeu ar fi luat din partea, de tatăl ar fi luat din partea lui. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Observați bunătatea lui Dumnezeu. Hai mai intră înăuntru, mă, că este destul. Am atâta binecuvântare și pentru tine și pentru el. Dar el a răspuns tatălui său, iată, eu slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată, ăstea cu niciodată, știți? Ăștia generalizează întotdeauna. Niciodată, întotdeauna, deja gândirea este capsată la oamenii ăștia. Eu niciodată, niciodată, tu întotdeauna, întotdeauna. E clar că e o generalizare care nu este obiectivă. Nici măcar nu mi-a dat nici măcar un ied ca să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, nu era frate-su, era fiul lui, da? Care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, știa să arate foarte, ăștia știu bine ce păcătuiesc alții, ce fac ei, nu știu.
care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul îngrășat. Și tata zice, fiule, tu totdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Trebuia să ne veselim. Asta este bucuria lui Dumnezeu, să se veselească atunci când vii spre El. Dacă în seara aceasta te simți împovărat, fă rugăciunea aceasta de mulțumire că Dumnezeu se bucură pentru tine și pentru viața ta și pentru sufletul tău. Dacă încă mai ai îndoieli că Dumnezeu s-ar putea să te privească cumva ciudat, să știi că Dumnezeu abia așteaptă să dea un ospăț în cer pentru tine. Abia așteaptă Dumnezeu să te primească și să-ți ofere harul său. Sunt atât de deranjat că mai nou atât de multe mesaje din astea contondente apar pe internet. Să știți că și fariseismul se vinde foarte bine. Legalismul se vinde foarte bine. Fanatismul se vinde atât de bine. Și mai nou apar influenceri fanatici de tip talibani, care încearcă să pună poveri exact ca fariseii pe vremuri. N-ai voie să faci asta. Ce-ar face Iisus dacă ar fi? Oare s-ar duce la mare, zicea o tanti pe internet. Oare Iisus s-ar duce la plajă? Păi mă, ești total anacronic cu gândirea. Hristos a trăit într-o epocă și s-a purtat ca atare, exact. Oare cum s-ar îmbrăca Hristos astăzi? Exact cum ne îmbrăcăm noi. Doar nu o să vină cu mantie ca în secolul I. S-ar îmbrăca în pantaloni, poate în costum, poate în blugi, exact cum ne îmbrăcăm noi, normal. Și noi luăm imaginea de acum 2000 și ceva de ani și o transpunem în 2024. N-o vezi că nu semeni cu Hristos, dar nici măcar n-ai o poză de-a Lui. Ce ai din iconografie și iconografia este o plăsmuire umană. Dar n-ai o poză a lui Hristos, cum a arătat El. Nu ai o listă cu comportamentele Lui exact. Da, bineînțeles că ai principii, că ai model de caracter, că ai un model de viețuire, da. Dar să te duci în detalii din astea și să faci din ele legi prin care să-i depărtezi pe oameni de Dumnezeu, și să spui că dacă nu se comportă așa, ei sunt în afara harului lui Dumnezeu, este total anapoda. Tatăl vrea să vii la El așa cum ești. Și este mare bucurie în cer pentru orice păcătos care se pocăiește, care prinde ceva din glasul lui Dumnezeu, din bunătatea lui Dumnezeu. De aceea bucură-te că Dumnezeu abia așteaptă să vii în brațele Lui. Dacă ai o povară pe suflet, vină și pune-o în rugăciune înaintea Lui și Dumnezeu îți răspunde în cămăruța ta, în rugăciunea ta, în taină. Dumnezeu este Cel care stă lângă tine tot timpul. El nu este departe, El este lângă tine. Și în seara aceasta, înainte de culcare, gândește-te la pasajul acesta, este minunat dacă l-am citit când suntem împovărați, Luca, capitolul 15, atâta pace și atâta liniște ne-ar aduce în suflet. Tata este bun și cu cei răzvrătiți, și cu legaliștii, este bun și cu cei care se duc departe și se pesc averea, pentru că El este împărat, El este generos și este plin de bunătate, plin de îndurare. Haide să nu mai facem pe Dumnezeu un zbir care dă, abia așteaptă să te prindă, să te acuze. Pentru că nu este așa. Tatăl a ieșit afară și l-a rugat să intre. Bunătatea lui Dumnezeu este alături de tine. Și Tatăl așteaptă să vii acasă. Chiar dacă ai risipit bunătățile Lui departe sau cu El în casă, în biserica Lui, criticându-i pe alții, dojenindu-i pe alții, făcându-i pe alții să se simtă vinovați. Chiar și așa Dumnezeu așteaptă să vii
la El. Amin. Aș vrea ca în minutele următoare să înălțăm rugăciunea de seară către Dumnezeu și cu aceasta să putem încheia altarul din seara aceasta, nu înainte de a lansa din nou invitația de a veni și în seriile următoare până în data de 31 august. Pentru cei care suntem veniți aici, fratele Onu a adus un coș cu mere de vară foarte bune, foarte gustoase, 100% bio. M-am uitat, au și câte un viermișor pe ele, așa. E clar că nu sunt stropite, nu sunt date cu tot felul de chimicale. Și după ce vom încheia transmisiunea, vom putea să rămânem împreună să gustăm din merele acestea. Avantajul celor care vin aici. Ne pare rău, dar nu putem să vă dăm mere online. Asta e. Dacă sunteți aici în sală, puteți să vă bucurați extra și de ceea ce se întâmplă aici. Dacă sunteți departe, asta e, puteți să vă cumpărați sau să mâncați împreună cu noi în timp ce ne bucurăm de această părtășie. Dar oricum, oriunde ați fi, să fiți binecuvântați și să știți că vă așteptăm și în seriile următoare. Vă invit ca în momentele următoare să ne ridicăm și să înălțăm rugăciunea către Dumnezeu. Doamne, îți mulțumim pentru toate binecuvântările Tale, îți mulțumim și pentru seara aceasta în care ai fost alături de noi, îți mulțumim pentru că ai rânduit ca totul să meargă bine, să putem transmite și în seara aceasta cuvântul Tău pentru toți cei care vor să-L primească și să guste din bunătatea Ta. Dacă există oameni descurajați, Doamne, care au nevoie de îmbărbătare, de putere de la Tine, Te rog, binecuvântează-i. Dacă există oameni bolnavi, Te rog, atinge-Te de ei, dă-le curaj, dă-le credință și ajută-i, dacă este voia Ta, să treacă prin suferință, ajută-i să poată duce această suferință și să nu-și piardă credința. Binecuvântează-i pe cei care încă mai zăbovesc, crezând că sunt departe de Tine, măcar că Tu ești aproape de ei. Binecuvântează-i și ajută-i să Te primească în viața lor. Dacă există oameni care simt frustrări și sunt nemulțumiți în biserici, Te rog, atinge-Te de ei și ajută-i să vadă bunătatea și generozitatea Ta. Doamne, Te rogăm, binecuvântează-ne pe toți cei care am fost și în seara aceasta în casa Ta de rugăciune. Lasă harul și pacea peste fiecare dintre noi și ajută-ne să nu uităm niciodată că Tu ești bun și aștepți să venim în brațele Tale. Amin. Amin.